Doamne, jolor, mergem mai departe în emisiunea noastră și pentru că avem un subiect absolut de interes național. Știți că după pandemie au avut loc foarte multe divorțuri și oameni care s-au despărțit. Ce facem cu partajul? Cum ne descurcăm? Cum ne împărțim bunurile? Vom afla în această dimineață de la invitata noastră, Ana Denise Badea. Doamna avocat Sărâțmâna, bună dimineața, bine ați venit! Sărâțmâna, haideți doamna Badea să luăm un loc pe canapeluță. Atenție că este o treaptă albă acolo, perfect. Așa. Doamna avocat Ana Denise Badea trece pe la noi în această dimineață să ne explice cum stăm cu treaba asta cu partajul, pentru că sunt foarte mulți oameni care, din păcate, după această pandemie, din cauza pandemiei, s-au cam despărțit. Ați avut multă treabă. S-au descoperit. Da, s-au descoperit unul pe altul și au început, practic, să se cam despartă lumea. Haideți să o luăm de la început. În primul rând, pentru toți cei de acasă care nu se pricep, ce înseamnă partaj? Partajul este modalitatea prin care încetează calitatea de bun comun, că am intrat pe această sferă a foștilor soți, fiecare rămânând cu partea care îi se cuvine din ceea ce a obținut în timpul căsătoriei. Bunul comun se face în momentul în care oamenii se căsătoresc. Deci din momentul ăla, bunul devine comun. Sau chiar și bunurile pe care tu le-ai avut înainte de căsătorie se consideră bun comun. Bunurile comune sunt acele bunuri pe care le obții în timpul căsătoriei din venituri comune. Prin venituri comune înțelegem inclusiv salarii, pensii, tot ceea ce tu aduci, oferi în căsătorie, devine bun comun. Și tot ceea ce se transformă cu banii obținuți în timpul căsătoriei se transformă în bun comun. Ce ai avut înainte de căsătorie și în anumite situații, chiar ce obții în timpul căsătoriei, sunt niște situații speciale, are calitatea de bun, caracterul de bun propriu. Acela nu se partajează. Acela rămâne a soțului care l-a avut înainte sau care l-a obținut într-o altă modalitate. Și aici ne referim la moșteniri, la donații, la bunurile de uz personal ale soților, la bunurile folosite de unul dintre soți în exercitarea profesiei și, nu în ultimul rând, bunul pe care îl obții, îl cumperi, îl achiziționezi cu suma de bani pe care ai obținut-o în urma vânzării unui bun propriu. Dacă ai o moștenire, vinzi casa, obții o sumă de bani, cu acea sumă de bani cumperi un alt bun. Chiar în timpul căsătoriei, acel bun va avea tot acest caracter de bun. Dacă această proprietate o treci pe numele tău, că dacă o treci pe numele amândurora, atunci se asumați și se împarte. Exact. Din ce spuneți dumneavoastră în momentul ăsta, acest contract despre care eu tot auzeam înainte de căsătorie, că poți face un contract prenunțial sau cum se numește? Convenție matrimonială. Așa. Da. Pare că nu-ți mai trebuie din moment ce tu dovedești că bunurile pe care tu le aveai înainte de căsătorie erau ale tale. Îți trebuie pentru bunurile pe care le obții ulterior, pentru că în momentul în care te căsătorești poți opta pentru situația des întâlnită, 90% dintre cei care se căsătoresc optează pentru varianta regimului matrimonial comun, adică toate bunurile obținute devin bunuri comune, majoritatea cu mici excepții, sau poți opta pentru situația în care bunurile pe care le obții devin proprietate personal, proprietate proprie. Și acest lucru îl stabilești printr-o convenție matrimonială, în care stabilești regimul matrimonial pe care tu vrei să-l ai în căsătoria ta. Cu bunuri comun, la comun sau bunuri separat. Ce se întâmplă cu datoriile / creditele da. Pe care le moștenim și pe astea în timpul relației? Păi în timpul căsătoriei obținem bunuri, sunt ce avem cu plus și avem datorii cu minus. Se împart bunurile, se regularizează datoriile. Așa cum împărțim bunurile, la fel împărțim și datoriile. Teoretic avem o prezumție de contribuție egală a soților în timpul căsătoriei. Se presupune că au contribuit în mod egal, 50-50%. Și în funcție de această cotă de contribuție, împărțim bunurile, împărțim datoriile. Acum, știți cum e asta cu împărțim datoriile? Eu am un caz, un prieten, a făcut un credit pentru prima casă. Creditul a fost luat pe numele lui, pentru că el avea salariu. În momentul în care s-au despărțit, acest credit n-a mai rămas pentru amândoi, ci doar pentru el, practic. Pentru că el avea creditul pe numele lui, adică era greu să dovedească că trebuie să plătească și ea. E ca leasing-ul la mașină. Păi acest lucru se stabilește prin instanță, dacă nu reușești de comun acord în general. În contractele de credit semnează și soțul, măcar ca și garant, chiar dacă nu este titular al contractului de credit. Deci obligația oricum și-o asumă.
Și oricum, în momentul în care ajungi la instanță, pentru că bănuiesc că vorbim despre situația în care părțile nu se înțeleg, instanța tranșează și acest aspect. Dacă s-au contractat datorii pentru desfășurarea căsătoriei, ca achiziționezi o casă, o mașină, te duci într-o excursie, acela este un credit comun, chiar dacă este doar pe numele unuia dintre cei doi soți. Nu contează pe numele cui e și mașina, cumpărăm o mașină în timpul căsătoriei. Pe talon apare un singur nume, nu poți să-i treci pe amândoi. Acela oricum este un bun comun, chiar dacă apare pe act un singur, doar unul dintre cei doi soți. Doamna avocat, de la ce se ceartă oamenii cel mai des? De la bani. Doar de la bani? Adică doar de la bani. De la bani cel mai des. În special de la bani. Vorbim de sume cash sau indiferent, case, mașini? Indiferent. Oamenii ajung în momentul în care divorțează să nu mai fie ce au fost odată, nu mai sunt prieteni. Și atunci intervin și orgolii personale, intervine mama, intervine tata, intervin prietenii, intervine și gradul de maturitate al fiecăruia. Și sunt situații în care cei doi soți realizează că decât să ajungi să te judeci, să stai prin tribunale ani de zile, cheltui bani cu avocați, cu taxe de timbru, mai bine fie te duci la un avocat, fie vorbești cu fostul partener de viață și poți să preconizezi într-o măsură destul de mare cam care ar fi sfârșitul procesului. Și mai bine să ajungi la o înțelegere amiabilă. Pentru că partajul se poate realiza și notarial, se poate realiza în fața notarului, tranșezi toate aspectele, stabilești cota de contribuție, este de 50-50 sau dacă părțile se înțeleg, altă cotă și instanța poate stabili alte cote de participare în funcție de cât ce aport ai avut în cadrul căsătoriei. Ce facem în situația mea? Eu nu sunt căsătorit, trăiesc cu iubita mea de 10 ani de zile, dar nu suntem căsătoriți. În momentul avem și copii împreună, în momentul în care ne despărțim, care cum pleacă? Fiecare cu ce a venit? Fiecare cu ce a venit, pentru că ne fiind căsătoriți, ce ați cumpărat, exact, ce ați cumpărat, fiecare ce a cumpărat. La revedere, deci exact. Fiecare ce are pe numele lui pleacă cu el acasă. În linii mari, da. În situația în care în 10 ani de zile oamenii cumpără bunuri exact. Împreună. Exact. Sunt foarte multe bunuri pe care le cumpără împreună. Mașini, case și așa mai departe. Lucrurile astea cum se pot împărți? Mergem la un notar, doar că legal suntem cu două nume diferite, două entități diferite. În ceea ce privește bunurile imobile, casele, terenurile, în momentul în care te duci la un notariat și întocmești actul de proprietate, actul de vânzare, cumpărare, în general scrie dacă ești căsătorit sau nu ești căsătorit. Dacă nu ești căsătorit și cumperi doar pe numele tău, atunci tu ești proprietarul. Ea poate demonstra ulterior că ți-a dat o anumită sumă de bani printr-un virament bancar, prin niște scrisuri, acte, niciun caz, nu martor, nu acte care emană. Știți de ce vă întreb? Dacă acte, mai sunt situații în care partenerii își scriu pe o hârtie. Semnează amândoi, doar că nu este ștampilată, este fix o înțelegere între ei. Această hârtie, bănuiesc, este nulă. Nu este nulă, este un început de dovadă scrisă, care poate fi completată cu alte probe, cu martori, de exemplu, sau chiar și cu interogatorii. De multe ori părțile recunosc într-un final ceea ce au vrut să facă, dar mai sunt și martori, mai sunt persoane care îi cunosc, care i-au auzit vorbind despre situația respectivă. În proporție de cât la sută, când ajung la dumneavoastră, femeile sunt cele care vor mai mult sau bărbații sunt cei care vor mai mult la partaj? Sincer să fiu, în ultima vreme bărbații cer mai mult la partaj. Dar asta și din cauza faptului că, în general, noi suntem o societate destul de conservatoare. În general, bărbații muncesc mai mult, aduc mai mulți bani, stau până târziu. Nu neapărat, la credeți. Nu. Vorbesc regulă. Că nu e regulă, dar este puțin mai mare ca și procent. Acest procent, da. Iar femeile se ocupă de casă, gospodărie, pe lângă joburi, pentru că multe dintre ele au și joburi. Și ceea ce nu se știe de la început este faptul că și munca în gospodărie, indiferent dacă este realizată de femeie sau de bărbat, constituie contribuție. Este un aport, pentru că ar fi putut și femeia sau cel care stă mai mult acasă să lucreze la fel de mult până seara târziu, dar atunci ar fi cheltuit sume de bani din bugetul familiei pentru o femeie la curățenie, pentru bucătar, pentru bonă, șofer. Ne cheltuim banii ăștia. Aduce contribuție. Exact. Am ținut bani în casă, mamă. I-am ținut la familie, acolo, la buzunar. Exact. La saltea. Și acest lucru contează în stabilirea cotei de contribuție. Sunt doi soți care ajung în situația de a se despărți. Avem un singur bun comun și anume un apartament sau o casă, nu contează. Partajul se face 50-50. Da.
amândoi locuiesc în aceeași casă. Nu au unde să se ducă, ok, ne punem un paravan, jumătatea asta e a mea, jumătatea asta e a ta. Partenerii încep să vină acasă cu noi iubiți, noi... Partajul presupune și împărțirea natura bunului. Dacă nu este comod partajabil în natură, cum ar fi o suprafață de teren care e comod partajabil în natură, atunci casa nu poți să partajezi o garsonieră sau un apartament de două camere cu o singură baie și un apartament. Nu ai cum să-l partajezi din natură. Atunci se va atribui întregul apartament doar unuia dintre soți, urmând ca el să plătească sultă celuilalt pentru cota de contribuție aferentă. Ah, ok. Deci rămâne apartamentul unuia dintre ei, exact. Iar el are datorii, are obligația, exact, de a-i plăti 50%, exact, sau cât decide, exact, instanța. Apartamentul se evaluează în instanță. Okay. Vine un expert, ne spune cât valorează imobilul. Dacă la momentul... Banii, ce facem? Se vinde și se împart banii. Ah, deci una dintre părți trebuie să rămână cu bunul. Partea stau care spune, vândă. Domne, eu aș putea să-i plătesc, exact, celuilalt 50% trebuie sau cât... Trebuie să fie echitate. Ok, în momentul în care nu există această posibilitate financiară, apartamentul se scoate la licitație, bănuiesc, se vinde sau... De preferat să îl vândă de comun acord. Și se împart banii, exact, așa cum decide, exact, notarul sau instanța. Cum decide instanța. 50%, 40%, exact, de cotele de contribuție. Exact, exact. Vă mulțumim mult de tot că ați trecut la noi în această dimineață. Într-adevăr, partajul este un lucru foarte important. Din nefericire, întâlnit tot mai des și cu mult scandal în ziua de astăzi. Fericire sau nefericire depinde de multe variabile. De la caz la caz, de la situație la situație. Avem niște reguli generale, dar sunt foarte multe situații particulare. Îi mulțumim încă o dată, doamne avocat Ana Denis Badea, cât pentru dumneavoastră, țineți minte, dacă vreți să nu ajungeți în situații de genul ăsta, acte, tăticule, facem contracte, avem grijă ce semnăm, cum semnăm și în general în viață e bine să căscăm ochii ca să nu căscăm, ferească Dumnezeu, gura mai târziu sau portofelul. Revenim imediat.